Alături de noi, tot aici pe scenă, îl invităm pe domnul Marian Năstase, președintele Asociației Marilor Consumatori de Energie din România. Îl așteptăm. Ce bine așa să ne vedem față în față. Bine ați venit. Luați microfonul. Ce faceți? Cum vă descurcați cu prețurile la energie? Ce așteptări aveți? În primul rând, scuze, în februarie spuneați că o să, e un an dificil pentru toată lumea cu toate deciziile de la Comisia Europeană. Cum vedeți acum, după două luni de zile, relația Comisiei Europeană, autorități, companii în implementarea acestor decizii? În primul rând vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat fizic. Am venit aici ca în excursie. Adică m-am îmbrăcat frumos după un an de zile de stat în tot soiul de geci și tricouri și deja nu mă recunoșteam când m-am îmbrăcat, mă minunam ce bine arăt. Revenind la întrebarea noastră, nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Este în continuare un an foarte complex. Un an în care, cum am spus și atunci, legislația europeană, toate pachetele de legislație tind să se finalizeze, poate cu ceva excepții, anul acesta. Și există în continuare o tensiune extraordinar de mare vis-a-vis de energie, ca și subcomponenta Green Deal-ului. Pe de o parte, pe de altă parte, a doua misiune importantă a Comisiei, digitalizarea, tinde să prindă tracțiune de la sine, pentru că pandemia a ajutat enorm să ne dăm seama cât de utilă e digitalizarea. Și din perspectiva asta, nu știu dacă batem pasul pe loc, dar cred că trebuie mesaje mai ferme, care trebuie transmise către Comisia Europeană, și cred că trebuie mai mult dialog și mai multă, comunicare între comunitatea de afaceri, autorități, atât autoritățile guvernamentale, dar și legislative, și autorități gen ANRE, așa, care sunt cumva în subordinea Parlamentului, dar care, tind să se uite mai mult în trecut și să arunce vina pe trecut, dar nu par să fie suficient de preocupate de ce se întâmplă în viitor. Adică, ascultam mai devreme ce spunea domnul, cred că e vicepreședinte la ANRE, care vorbea despre trecut și câte am fi putut să facem dacă făceau companiile energetice investiții în energie regenerabilă acum 10 ani. E o întrebare care în continuare nu are răspuns. 2 miliarde de euro s-au colectat prin taxa de cogenerare în ultimii 10 ani și întrebarea n-are răspuns. Unde-s banii? Unde-s acele capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență care ar fi trebuit să răsară peste tot în România? Adică am dat banii unor entități energetice care au devenit din ce în ce mai vechi și din ce în ce mai neperformante și care acum atârnă ca o piatră de moară pe întreg sistemul energetic național, în condițiile în care consumatorii au plătit. Deci asta e, așa ceva n-ar trebui să mai întâmple. De ce vorbeam mai devreme de mai multă comunicare? Nu ne e clar, nu știm, nu avem informații în acest sens, n-am văzut în dezbatere publică nimic. S-ar părea că există o altă schemă a taxei de cogenerare în prenotificare, nu știm cum arată, dar cu certitudine știm un lucru, că noi vom plăti. Toți consumatorii, și noastră, și noi, și eu, și Alro, și toți consumatorii. Deci, în chestiuni legate de plata de către consumatori a unor subvenții de genul acesta, măcar ar trebui să fim întrebați. Mie așa mi se pare corect și fair. A doua chestiune care e importantă, cum spunea domnul președinte Chirițoiu, foarte multe din tehnologiile actuale regenerabile nu mai au nevoie de subvenții. Deci, de a împinge la, din nou, această spirală a subvențiilor înseamnă o alocare nejudicioasă a banilor. Adică mai bine îi focalizăm acolo unde e nevoie decât să pedalăm în continuare într-o zonă în care nu mai e nevoie. Adică aruncăm banii pe geam. E păcat să aruncăm banii pe geam. Sperăm, până se finalizează toate aceste decizii legate de fondul de modernizare și așa mai departe la Bruxelles, sperăm că acești bani să existe. Există obiecții din partea altor state membre care nu vor
să mai contribuie la fondul de modernizare, dar să sperăm că se va trece peste această chestiune și atunci e bine că odată ce aceste decizii sunt luate și fondurile există, banii trebuie folosiți realmente la ce ne trebuie. Adică nu doar pentru a arunca pe geam. În ceea ce privește gazul, mie mi se pare foarte important să discutăm și sunt foarte multe discuții legate de gazul natural ca și combustibil de tranziție. Este vital, de ce? Pentru că nu putem să fim penalizați ca și companii pentru o structură de mix de energie. Adică în momentul în care scoți și colega mea de suferință în domeniul energiei, noi fiind doar consumatori de energie, spuneam mai devreme că există un plan de restructurare a cărbunelui și există niște proiecte de investiții pentru conversia, pentru construirea de capacități noi pe gaz. Eu cred că asta trebuie stimulat. De ce? Pentru că aduce cu sine decarbonarea. Eliminarea cărbunelui și înlocuirea cu gazul, clar, duce la o decarbonare de la 900 de kilograme pe megavatoră la 300 de kilograme pe megavatoră, adică 60% se decarbonează. Deci, efectul există și atunci trebuie, poate că nu ne lipsește, sau poate că ne lipsește mai mult, cum să spun, argumente mai clare în fața Comisiei Europene și în fața Parlamentului European, dar fără aceste chestiuni vom fi captivii unui sistem pe care nu putem să-l controlăm. Asta e sistemul nostru de energetic național. Și interconectările sunt limitate, nu se întrevede așa, cel puțin eu n-am văzut până acum așa un plan foarte clar de mărire a acestor interconectări fizice și atunci trebuie să fim foarte atenți pentru a evita disfuncții. Deci în 3-4 ani de zile riscăm să avem disfuncții care se transformă inclusiv în disfuncții sociale, adică grave. Și ați văzut, și nu se întâmplă numai la noi, în Texas ați văzut, au primit factura acasă de $20.000. Imaginați-vă că vine o factură de $20.000 la energie la dumneavoastră. Sau la mine, sau la altcineva din această încăpere. Dacă stai bine cu inima, supraviețuiești ziua respectivă. Dacă nu, riști să ajungi direct la ATI, dacă e loc. Nu vreau să ne imaginăm dacă ar fi un blackout, cum a fost în Texas. Iar dacă vine un blackout în mijlocul iernii, așa, și generatoarele din spitale nu sunt alimentate cu combustibil fosil, benzină, motorină, pe ce merg ele, un blackout duce la moartea unor oameni în spital. De exemplu. Știți? Ceea ce s-a întâmplat în Texas. Și e Texas, adică totuși. Așa. Deci noi trebuie să evităm aceste chestiuni pentru că, și putem să o facem, pentru că putem să învățăm din greșelile care s-au făcut acolo, care s-au întâmplat în Europa, în Croația. A fost anul trecut blackout care a afectat câteva țări, inclusiv nord-vestul țării noastre. Deci chestiunile astea trebuie să le tratăm cu realism. Eu cred că vorbim foarte multe cuvinte frumoase. Am auzit mai devreme la unii dintre antevorbitori foarte multă, cum să spun așa, propagandă. Dar lipsa de a... Mie mi se pare că cel mai important lucru este să dăm fiept cu realitatea. Dom'le, asta e realitatea. Avem nevoie de gaz, avem niște decizii de a face phase-out-ul pe cărbune, avem niște probleme grave în piața de energie astăzi când sunt furnizori, trader care reziliază contractele în dauna consumatorilor. Așa. De ce? Pentru că e mult mai simplu să rezilieze contractul și să vândă în PZU. Cineva trebuie să se întrebe, domnule, de ce s-a dus PZU-ul la 350 de lei? Da, s-a dublat, practic, față de anul trecut, s-a triplat. De ce, de exemplu, a trebuit să iasă, vă aduceți aminte, discuțiile furtunoase între autoritățile, între Ministerul Energiei sau Ministerul Economiei și Energiei, cum era atunci, și ANRE? Adică, ce a făcut ANRE-ul în această perioadă? Cum a pregătit liberalizarea? Pentru că, de fapt, lumea s-a panicat. În chestiuni de genul ăsta nu trebuie să ne panicăm, trebuie să fie educație făcută din timp, trebuie anunțuri făcute din timp. Adică nu-i normal să ajungem în ianuarie, în februarie și să spune, aoleo, stai că ofertele sunt greșite, că furnizorii nu știu cum, că nu avem bază de date, dar stai că am făcut un call center. Ați încercat să sunați la call center? Eu m-am distrat, dacă n-aș fost, dar era de tristeți. Adică, și în general, un call center e un call center, adică te ține pe, cam familia Bandi, te ține acolo vreo oră până ajungi la tasta dorită, știți?
Deci, nu așa se rezolvă problemele. Trebuie o implicare mai activă, trebuie un commitment mai activ. Pentru că nu mai putem să stăm în România anilor de acum 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Lumea se schimbă fără noi, dacă noi nu vrem să ne schimbăm cu lumea. Asta este foarte important. Din perspectiva pieței de energie, aici cred că trebuie, iarăși, analizat ceea ce se întâmplă astăzi, văzut care sunt cauzele și rezolvate cauzele. Trebuie rezolvat la cauze, domnule, nu efectele. Mai facem o platformă, mai facem... Piața e rigidă. Piața e rigidă și a fost întotdeauna rigidă și, din păcate, o să rămână rigidă, așa, dar trebuie mai multă atenție la comportamentul actorilor din piață, pentru că, într-o parte, sunt producătorii, și producătorii pot avea și ei probleme din cauza asta, că și ei, dacă la un moment dat au contracte rupte, nu le convine, și consumatorii, care au nevoie de predictibilitate până la urmă. Un alt punct important sunt subvențiile. Deci, există metode și fonduri pentru a nu mai transfera subvențiile doar în factura consumatorului. Deci există mecanisme la nivel european care trebuie studiate, prezentate, înțelese de către autorități și acceptate. Și aici eu am un mare confort, adică atât reprezentanța noastră la Bruxelles, cât și autoritățile, cel puțin cele cu care am interacționat noi, așa, la nivelul Ministerului Energiei și la nivelul cabinetului premierului, înțeleg foarte bine. Și sunt foarte bine informați despre aceste mecanisme și asta e un lucru bun. Deci toate aceste scheme trebuie, cum să spun, trebuie gândite permanent din această perspectivă. Avem surse să sprijinim energia verde, altele decât factura consumatorului? Hai să le folosim pe alea cu prioritate. Avem fonduri europene prin fondul de modernizare, PNRR și așa mai departe? Hai să le folosim pe alea. Hai să avem grijă, să avem studii de impact, să nu fie excese. Întotdeauna excesele e teoria pendulului. Cu cât împingi o bilă agățată de un pendul mai departe, cu atât se întoarce spre tine și te lovește mai puternic. Deci, idealul ar fi să existe tot timpul un assessment, o evaluare a consecințelor. Și în felul ăsta poți să ai o dezvoltare sustenabilă în această direcție de decarbonare și de, cum să spun, și de rezolvarea problemei pe piața energiei. Ce facem cu hidrogenul? E hidrogenul, că așa apare, toată lumea vrea să investească în hidrogen. Care e părerea noastră cu privire la investițiile în hidrogen? Eu cred că trebuie să înfruntăm realitatea. Deci 20 de ani de zile am cheltuit niște miliarde de-a lungul și de latul Europei, multe miliarde, ca să studiem carbon capture storage, captarea și stocarea carbonului. Am ajuns la concluzia, destul de evitată de a se pune în clar, că nu prea putem să o facem. Nu e rău că am studiat subiectul. S-a făcut, dar nu în Europa, pentru că Europa nu permite, condițiile nu permit. S-a făcut în Canada, s-a făcut în America. Deci, vis-a-vis de hidrogen, nu sunt decât două posibilități. Ori 20 de ani cheltuim bani și studiem hidrogenul și la final ajungem la concluzia că nu este scalabil, adică nu se poate face la nivel industrial, astfel încât să satisfacă nevoia de stocare la nivelul Europei, fie va fi un breakthrough și va fi la un moment dat dezvoltat prin aceste fonduri de cercetare fundamentală și de dezvoltare de tehnologii, va fi un breakthrough și vom reuși să facem, să zicem, baterii cu hidrogen care să permită stocarea. Azi nu știm. Deci poate să fie un fiasco total cum a fost cu carbon capture storage sau poate să fie o reușită care să relanseze pe o orbită superioară întregul continent european vis-a-vis de ceilalți actori globali. Dar nu știm. Și atunci trebuie încercat. Eu sunt adeptul încercării. Trebuie să întoarcem fiecare piatră să vedem ce e dedesubt. Deci trebuie încercat. Întrebarea e alta. Ce facem până când avem această confirmare? Mergând pe varianta că e posibil, ce facem până când avem această confirmare că hidrogenul va fi soluția? Că durează. Nu e o soluție care să se întâmple mâine și nu e o soluție care se întâmple în 2025. Cel mai probabil se va întâmpla undeva. Dacă se va întâmpla, se va întâmpla peste 10-15 ani. Și întrebarea este cum ajungem peste 15 ani reducând carbonizarea, dar în același timp asigurând sustenabilitatea.
N-are niciun sens să murim de foame într-o, cum să spună, în aer curat. Chestiunea nu este dacă omul plătește 10 bani la factură, chestiunea este dacă cetățeanul reușește să plătească factura. Știți, ca să plătească factura trebuie să aibă un job, trebuie să aibă serviciu, trebuie să aibă de unde să câștige un salariu și să-și dea stabilitate familiei lui în primul rând și în felul acesta, cum să spun, să putem să ajungem până în 2035. Aici e de fapt problema. Deci hidrogenul poate fi, azi nu știm. Am înțeles.